Pentru teologi vorbesc. Ca mine și ca tine, nu? Teologul și filozoful. Și în ea se poate merge. Chiar mai ușor. Știi cum zice Burian, că există și una, o scurtătură către iad. La pata raiului. Auzi ce vreau să zic. Când stă în bateria la laptop și dorm toată ziua. Eu dorm mult, mă. Ia să fii de auzi, și iarna. Deci, ce se întâmplă cartea Genezii acolo la început cu omul și Dumnezeu? Aia sunt niște mituri simbolice, dar reale, care exprimă ceva. Adică Dumnezeu a zis Adam și Eva, pe lângă meseria, că trebuia să păzească grădina, să creeze pomii, știi, ce aveai acolo. Și bineînțeles, asta era în vremurile când omul era în Africa sau era în, nu știu pe unde. Zice, puteți să mâncați orice și puteți să vă sărutați, dar nu, nema, știi, problema. Și apoi, după ce au păcătuit, din cauza șarpelui, nu? Vezi, Dumnezeu a venit conștiința ei, știi? Deci n-au mai fost copii, au fost adolescenți, sau să zic, au fost tineri, au fost oameni. Deci, Dumnezeu, bă, mergeți de aici când vine frigul și vedeți că nu cumva să vă aduce și din pomul vieții, adică tu știi ce e aia, cum zice la timpul noi, câte cu ăla, călare pe viro încoace, știi? Nu. Și ca să trăiască în veci, că de ce? Că s-a fi născut Hristos.